Bună ziua, bine v-am găsit o nouă ediție Prima News, o ediție în care vă propun să revenim la un subiect pe care l-am tratat și săptămâna trecută, prezidențiabilii, care sunt astăzi, sigur că da, pe o listă mai mult sau mai puțin oficială, dar și alte nume care, de pildă, ar putea să apară, nume surpriză care ar putea să apară pentru 2024, cred foarte tare în scenariul surprizelor, asta cu atât mai mult cu cât noi suntem așa în registru sau în tabloul decadelor. În 2004 am avut o surpriză chiar înainte cu o lună și ceva de alegerile prezidențiale, a apărut candidatul care a și câștigat alegerile prezidențiale. În 2014, la fel, candidatul care a beneficiat de alte două mandate a intrat în cursă sau a fost nominalizat abia în august, în condițiile în care noiembrie era luna alegerilor. Deci, practic, putem vorbi de un ecart de doar 3 luni de zile. Probabil că și în 2024 se va repeta acest scenariu. Discutăm amplu, discutăm despre propunerile pe care le aveți. Înainte de a vă prezenta invitatul acestei ediții, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Sunt sau nu bani pentru pensii? Este întrebarea care a declanșat prima criză majoră în coaliție și pentru care liderul PNL Nicolae Ciucă a mers la Palatul Victoria, cerând o clarificare a impactului bugetar. Din acest motiv, ședința de guvern a fost întârziată mai bine de 2 ore, dar în cele din urmă, Ministerul Finanțelor a dat aviz favorabil și legea pensiilor a intrat pe ordinea de zi. Potrivit Ministerului Muncii, față de majorarea cu 13,8%, impactul suplimentar după aplicarea noii legi a pensiilor este de 10 miliarde. În ciuda faptului că a fost dat acest aviz până la urmă, trebuie să recunoaștem că politic liberalii au început să joace tare. E al doilea moment în care pun PSD și premierul într-un tempo destul de complicat pentru ei. Cel puțin am văzut pe surse că apăruse declarația premierului care spunea că, de pildă, dacă ministrul Boloș nu avizează, pleacă. Asta arată niște nervi, arată tensiune și arată că în perspectivă pot apărea greșeli. Deci, în ciuda acestei imagini pe care și-o tot creează Marcel Ciolacu, iată că PNL vine cu un joc extrem de de important. Va fi interesant să vedem cum va fi relația dintre cele două partide de aici încolo. Toate plățile actuale de cash vor fi menținute. Economia noastră nu este încă pregătită să funcționeze cu mai puțin numerar, a spus premierul Ciolacu în ședința de guvern de astăzi. Fără bani nu putem avea un sistem de pensii de sănătate puternic, un sistem de învățământ performant și autostrăzi așa cum ne dorim, a concluzionat Ciolacu. Cine credeți că va bifa acest revers al ordonanței care privea, de pildă, plafonarea plăților cash? Tot PNL, pentru că primul care s-a opus a fost Nicolae Ciucă, după care au apărut alți lideri liberali. Practic, am putea spune că bătălia se dă între PSD și PNL, cum s-a mai întâmplat și în trecut. Opoziția pare să nu conteze în jocul ăsta. Își fac unii altora opoziție în guvernare, dar sunt două momente în care e important de bifat. PSD a dat înapoi prin Marcel Ciolacu. Noi probleme în justiție pentru primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Soacra acestuia a fost prinsă în flagrant în timp ce i-ar fi dat mamei unei judecătoare de la Curtea de Apel Cluj 50.000 de euro în schimbul unei sentințe mai blânde în dosarul edilului. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și socrul primarului a fost reținut în același dosar. Edilul Cătălin Cherecheș a fost trimis în judecată de DNA acum 7 ani într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Licitația pentru construcția centrului de arși gravi de la Târgu Mureș a fost finalizată, anunță Ministerul Sănătății. Investiția se ridică la 322 de milioane de lei și va fi asigurată prin Banca Mondială. Centrul ar urma să fie gata în 2025. Directorii de școli și inspectorii ar putea fi degrevați complet de norma didactică de anul viitor, potrivit unor surse citate de edupedu.ro. Asta înseamnă că aceștia nu vor mai preda elevilor la clasă pe durata mandatelor. În această categorie ar urma să fie incluși și cei din conducerile caselor corpului didactic. Eu sunt perfect de acord cu astfel de măsură. Când ești managerul unei instituții, apoi nu te mai duci să predai fizică la un liceu sau la o școală, pentru că ai, ca să spun așa, de gestionat buna funcționare a acelui liceu sau o altă disciplină. Dar sunt foarte curios dacă de aici înainte o astfel de prevedere legală nu va fi mult mai relaxată. Adică să vedem că vin pe post de manager în școli oameni care n-au nicio treabă cu școala.
adică oameni care au alte ocupații, așa cum de altfel se întâmplă în alte diverse instituții deconcentrate ale statului, să ne trezim de pildă cu, eu doar spun că ar putea să apară un astfel de scenariu, nu că ar fi așa, mergând pe același principiu. Să vedem, nu știu, economiști care conduc un inspectorat școlar, medici sau juriști care conduc un liceu, de ce nu? Aproape două treimi dintre români se declară îngrijorați foarte mult și destul de mult de efectele pe care războiul Israel-Hamas le-ar putea avea asupra României. Cea mai mare temere este creșterea amenințărilor teroriste. Întrebați care dintre cele două conflicte îngrijorează mai mult, cel dintre Ucraina și Rusia sau cel dintre Israel și Hamas. Aproape 50% au indicat conflictul din Ucraina. Relevă un sondaj realizat de InScope la comandanews.ro. Germania își va retrage unitățile de apărare antiaeriană Patriot din Polonia, anunță Ministerul Apărării de la Berlin. Împreună cu sistemele Patriot, de la începutul anului, aproximativ 300 de soldați germani au fost de asemenea trimiși la granița Poloniei cu Ucraina după ce o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din apropierea frontierei. Soldații germani își vor încheia operațiunile vineri, a precizat Berlinul. Ucraina nu este aptă să devină membra Uniunii Europene decât dacă reușește să facă pace, a declarat Peter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe, ca reacție la pachetul de extindere anunțat de Comisia Europeană. Aderarea Ucrainei ar aduce război în comunitate, ceea ce evident nimeni nu dorește, a mai spus oficialul ungar. Păi, la ce să ne fi așteptat din partea ministrului de externe din Ungaria? Oficialul de la Budapesta ne-a cam învățat cu astfel de declarații destul de incisive pe alocuri, dar destul de în afara acordului european. După negocieri intense, Partidul Socialist Spaniol al lui Pedro Sánchez a ajuns la un acord cu partidul condus de liderul catalan pro-independență Carles Puigdemont pentru a sprijini guvernul, transmite AFP. Potrivit sursei citate, în schimbul sprijinului lor, secesioniștii catalani ar fi obținut viitoarea adoptarea unei legi controversate prin care liderii și militanții lor urmăriți de justiție pentru implicarea în tentativa de secesiune a Cataloniei din 2007 ar fi amnistiați. Continuăm cu sport. Nicolo Napoli ar putea reveni în Superliga. Italianul a avut numai puțin de 9 mandate la FCU Craiova, dar întoarcerea nu ar fi la formația din bănie. Rămas fără antrenor după plecarea lui Dan Alexa, patronul de la FC Botoșani a dezvăluit că cineva i l-a propus pe Napoli, dar nu se grăbește să ia o decizie. E alertă la națională, cel mai bun jucător al momentului poate rata dubla cu Israel și Elveția. La finalul acestei săptămâni, Edi Ordănescu va anunța lotul final, iar pe această listă, cel mai probabil, nu se va afla Denis Man. Pe 18 noiembrie, în direct la Prima TV, Naționala întâlnește Israel, iar 3 zile mai târziu are loc partida cu Elveția. Vă mărturisesc că în momentul în care citeam știrea, mă gândeam cine e cel mai bun jucător al Naționalei, că toți sunt în partea cealaltă de cei mai buni, dar evident, probabil au alte abilități, altele decât fotbalul. La fotbal suntem și noi acolo. Ne jucăm șansa, cu noroc de data asta, dar ne jucăm. Bine că măcar o jucăm chiar și în condițiile date. Meteo la final. Mâine, în jumătatea de vest a țării, cerul va avea norări, iar spre seară și noaptea va ploua. În zona montană înaltă vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și nisoare. În restul țării, norările vor fi temporare, dar doar izolat va ploua slab. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 18 grade, iar cele minime între 2 și 14 grade Celsius. Acestea au fost principalele titluri. Da, suntem aici în Prima News. Vreau doar să vă citesc întrebarea acestei ore. Care dintre prezidențiabilii de astăzi are cele mai mari șanse la alegerile din 2024? Ne puteți răspunde pe Facebook-ul Prima News sau la numărul de WhatsApp afișat pe ecran. Așadar, care dintre prezidențiabilii de astăzi are cele mai mari șanse la alegerile din 2024? Îi spun bun găsit domnului Pavel Suian, diplomat, profesor universitar, fostul reprezentant al României la ONU. Domnule Suian, practic continuăm ediția de data trecută, când vorbeați de calitățile pe care ar trebui să le aibă viitorul președinte. Dar ați lansat atunci și o provocare apropo de propuneri și știu că ați primit propuneri în sensul ăsta. Da, vă mulțumesc pentru invitație. Ideea mea este să discutăm acest subiect până la alegerile viitoare. Deci nu e vorba că am început data trecută și terminăm azi sau peste o săptămână sau peste o lună. Aș vrea să
spun telespectatorilor un lucru înainte de a răspunde direct la întrebarea noastră. Mulți mă întreabă ce te mână pe tine în luptă. Și probabil că asta este și întrebarea pe care o au mulți dintre telespectatori. Păi pe mine mă mână în luptă în primul rând vârsta. Pentru că nu știu cât mai am de trăit și aș vrea ca înainte de a merge în cealaltă parte a lumii să mai fac ceva bine pentru acest popor din rândul căruia m-am născut și în rândul căruia am trăit și cu gândul de a face ceva bun înainte de moartea mea. În al doilea rând, mă mână nedreptatea, necinstea și trădarea de țară pe care o văd în jurul meu. În al treilea rând, mă mână același ideal pe care l-am avut când eram cu oile și cu miei în tinerețe, anume ideea de a face dreptate. Ideea de a face dreptate o aveam înainte de a merge la liceu și în timpul liceului mi s-a concretizat și mai clar această idee și știam că voi da la facultatea de drept. Și apoi, în timpul studiilor și în restul vieții, am trăit cu această idee de a face dreptate. Și acum constat că nedreptatea e mai mare din fericire decât era în acei ani ai tinereții, din anii staliniști, în anii când credeam că mai rău nu se poate să se întâmple cu poporul român. Asta nu înseamnă că eu sunt absurd, că eu nu văd că în acești 34 de ani s-au făcut ceva realizări. Problema este că aceste realizări care s-au făcut sunt foarte mici și prețul este exorbitant. E ca și cum ai cumpăra o cravată, în loc să dai 100 de lei sau 200, dai 1000 de dolari, 1000 de euro sau 10.000 de euro. Dar nici sau 100.000 de euro. Sau mai mult. Să văd că bogățiile acestei țări au căpat toate pe mâna străinilor. Să văd că serviciile fundamentale, apa, curentul, gazul, și ele sunt în mâna străinilor. Eu n-am probleme cu străinii. Străinii își văd de treaba lor. Dacă ne pot înșela, ei ne înșală. Eu am problemă cu cei care au condus România în acești 34 de ani. Și toate discuțiile care au loc și astăzi, inclusiv știrile noastre pe care le prezentați, au de a face cu cei care ne-au condus de 34 de ani. Și care ne-au condus prost și românii n-au curajul să spună acest lucru. Și atunci eu, care mâine voi muri, nu mai am mult de trăit, care n-am copii, care n-am nepoți, care n-am ce să pierd, decât dacă plec mai repede aici, e foarte bine. O să văd mai puține sau nu o să mai văd niciun fel de nedreptăți. Și atunci cineva trebuie să spună și adevărul. Pe de altă parte, constat că nu sunt singur. Chiar această emisiune data trecută, când am lansat o chemare către telespectatori să numească ei înșiși anumiți oameni care în mintea lor ar putea să candideze pentru funcția de președinte, am până în prezent 18 propuneri. Mult peste la ce m-am așteptat eu. Și aș vrea să citesc această listă și să o comentez. Asta înseamnă că cei care au făcut aceste propuneri au început să aibă curaj. Au început să se gândească că nu putem lăsa doar... Dar românii au curaj, domnul Suian, totuși își spun părerea destul de vehement. Românii au foarte puțin curaj. Cel mai important lucru pe care ar trebui să și-l recâștige românii ar fi să aibă curaj mai mult. Foarte puțin curaj. Suntem foarte lași față de cum ar trebui să fim de mândri, de demni. N-avem nici demnitate, n-avem nici alte lucruri. Avem multe calități, dar avem și multe defecte. E momentul să ne facem o analiză cinstită și o mărturisire cinstită, dacă nu în fața preotului, măcar în fața conștiinței noastre. Nu știu dacă avem conștiință. Asta e o altă problemă. Pentru că dacă nu avem valori creștine și morale, dacă nu ne e frică de nimic... Păi suntem printre cei mai tradiționaliști. Printre cei mai legați de biserică, alături de greci și de bulgari. Suntem falși. Din UE. Nu suntem sinceri. Mergem la biserică, mergem la tot felul și când ieșim din biserică, facem aceleași fapte necinstite. Să vedem faptele. Despre fapte e vorba. Atâta necinste cât există în România, unde mai vedeți noastră în jurul nostru?
Necinstea este legată de sărăcie. De ce un singur exemplu, de ce suntem săraci? Pentru că suntem necinstiți. Și că nu avem curaj. Un singur exemplu vă dau. Dați-mi exemplu. Unul dintre cei mai importanți lideri pe care i-a avut Europa și de care se leagă tratatul la Maastricht și nu știți și foarte bine a fost Helmut Kohl. Helmut Kohl, când a plecat și marele cancelar al Germaniei, care și reunificat Germania, pleacă cu mâna în borcanul de miere. Adică țara cea mai dezvoltată, motorul economic al Europei, cu cancelarul cel mai prolific, era prins cu mâța în sac la finalul carierei. Deci chiar și cei mai mari, chiar și în casele celor mari se întâmplă astfel de lucruri, deci nu suntem departe de clubul ăsta, ca să spun așa. În toată lumea există corupție. Problema e că la noi există de 1000 de ori, de 100 de mii de ori mai mare decât în altă parte. De asemenea, dacă ne comparăm mai rău cu Germania și cu Franța și cu Marea Britanie, facem o mare greșeală. Pentru că noi ar trebui să ne comparăm cu ei cum erau ei acum 200 de ani sau 250 sau 300 de ani. Noi ne comparăm cu cei acum. Politicienii, în general, oriunde în lumea dezvoltată, nu pot face politică fără bani. Și banii, mulți dintre acești bani, sunt bani negri. Deci, în cazul cancelarului pe care l-ați numit dumneavoastră, banii respectivi au fost folosiți pentru campanii electorale. Au fost bani negri luați pe căi necinstite pentru campanii electorale. Și fost condamnat. Sunt însă țări în lumea asta unde nu se folosesc bani necinstiți pentru campanii electorale. Și sunt și partide în diferite țări ale lumii, eu sper că și în România, mai ales partide care nu au fost la guvernare, care nu folosesc nici bani negri, nici bani luați de la guvernul român, din bugetul românilor. Deci noi trebuie să gândim și să ne comparăm nu cu state care sunt mai dezvoltate ca noi de sute de ani, ci cu state emergente, cu state care au fost mai sărași ca noi și ne-au depășit pe noi în acești 34 de ani. Asta e propunerea mea. Dacă eu n-aș fi călătorit foarte mult în lume, dacă n-aș fi văzut alte țări mult mai sărace, mult mai supărate din toate punctele, fără istorie, fără instituții guvernamentale, fără tradiții, care însă au trecut ca un Mercedes pe lângă un Trabant, pe lângă noi, și acum sunt în fața noastră, n-aș zice ce zic. Dacă n-aș fi ieșit din satul meu natal, aș zice că foarte bine acum. Acum sunt case mai multe, mai bogate decât era când m-am născut eu, că oamenii trăiesc mai bine, dar dacă compar situația României cu situația altor țări care erau mai nenorocite decât noi și care ne-au depășit într-o perioadă mai scurtă, atunci durerea mea este mare. Deci, închei cu asta, ideea pe care o am și pe care o am nu numai eu, ci suntem un grup de oameni care de câțiva ani de zile ne pregătim pentru acest moment, să venim cu niște idei care să ajute partidele politice, să ajute guvernanții, să ajute pe toți cei care cred că aceste idei pot fi folosite. Eu nu vreau nimic pentru mine și nici cei care sunt în jurul meu nu vrem nimic pentru noi ca persoane individuale, ci vrem să facem ceva pentru o țară. Și ideile noastre nu le vindem cu bani, îs gratis, le pot lua oricine care sunt interesați să folosească ceva. Și acum să revin la lista pe care am spus că o voi citi. Deci, în aceste zile care au trecut o săptămână de la data când am vorbit despre această idee, am primit următoarele propuneri pentru candidați pentru funcția de președinte. Încep cu cel care a fost cel mai des citat, Ioan Aurel Pop, președintele Academiei. Întâmplător, pe unii dintre ăștia îi știu, nu pe mulți, relativ puțini. Ioan Aurel Pop, profesor universitar, membru al Academiei, președinte momentan al Academiei în al doilea mandat, îl știu și am avut discuții cu dânsul. Fost rector aici, la UBB. A fost aici rector înainte la Universitatea Babeș-Bolyai. Îi știu și am discuții cu dânsul de câțiva ani de zile și îl îndemn și îl rog să candideze pentru funcția de președinte. Mereu mi-a spus că nu dorește, că nu-i potrivit, că vrea să rămână profesor. L-am ascultat recent la o emisiune extrem de importantă cu Eugenia Vodă, în care a fost întrebat din nou acest lucru, nu de către mine, ci de către această distinsă doamnă. Și a spus că 1%
se gândește totuși să candideze. 1%. 1% pentru mine e mult, că din 1% pot fi 2, pot fi 10, pot fi 20 și așa mai departe. Prinzător, plăcut pentru mine, mai mulți dintre cei care au trimis mesaje pe WhatsApp sau m-au telefonat, m-au telefonat cunoscându-mă personal, mi-au vorbit de Ioan Aurel Pop. Deci, un președinte de Academie, un om căruia nu îi se poate reproșa nimic. Cum s-ar spune că Ioan Aurel Pop... Un om care a fost în America, a trăit în America un timp, care a trăit în Italia un timp, care este recunoscut, care este un patriot asupra căruia nu există niciun fel de dubiu, care este la o vârstă la care nu mai are nevoie de mari, a avut glorii suficiente, a scris cărți, dovedit, vorbește frumos, e cinstit, e patriot, e un intelectual. E un mare intelectual. Dar, tocmai în ideea asta, mulți spun că, de pildă, Ioan Aurel Pop ar fi imaginea potrivită pentru o republică parlamentară, adică un președinte care are mai mult un rol de reprezentare, având în vedere că noi acum trebuie să alegem un președinte pe termenii Constituției de acum. Nu avem timp să discutăm modificarea Constituției, e o chestiune depărtată. Noi acum trebuie să alegem un președinte pentru ce Constituție avem. Și nu contează ce fel de Constituție avem, contează omul. Omul potrivit la locul potrivit. Și după mine el ar fi unul dintre cei mai potriviți. Dar merg mai departe. Am primit o altă sugestie, Marinca Ștefan. Cine e Marinca Ștefan? Da. Marinca Ștefan este un profesor universitar din Baia Mare, țăran de origine și el, îl cunosc, care are peste 40 de invenții în domeniul hardului, a computerelor, a chipurilor, și care unii ar crede că în sfârșit am putea avea un om de mare valoare dintr-un domeniu al științei care la ora actuală este de prezent și de mare viitor. Nu vreau să comentez prea mult, îl cunosc, nu vreau să fiu subiectiv. A treia propunere care a fost repetată de mai mulți este aceea a lui George Simion. George Simion este președintele Partidului Aur, este un om cunoscut, este vehiculat deja în public și nu am de adăugat nimic. Poate fi și el, evident, unul dintre posibilii candidați. A patra propunere este Mircea Geoană. Pe Mircea Geoană îl cunosc și pe George Simion. Mircea Geoană îl cunosc de multă vreme, este un om cu foarte mare educație, cu studii făcute la Paris, cu activitate distinsă, un om de mare cultură, un om care a avut funcții importante, a fost ministru de externe, a fost președintele partidului, este acum secretar general adjunct la NATO, e o mare personalitate, n-are deocamdată partid. E primul sondaj și în ultimul sondaj în scop, dar cum spuneți, probabil n-are partid. Asta, partidele se pare că nu-l vor pe cel mai bine cotat în sondaje. Eu vă spun ce propunere am primit. Apoi vine un alt Mircea Dinescu. Mircea Dinescu e un cunoscut de-al meu din tinerețe. Noi am fost în diferite tabere, n-am fost pe aceeași lungime de undă. Suntem însă în relații amicale, cum sunt cu mulți, indiferent de culoarea lor politică și de tricou care l-au pe corpul lor. Apoi a venit o surpriză plăcută despre un om pe care eu nu l-am văzut, cred că din 1988. Este vorba de Dumitru Dorin Prunariu, singurul cosmonaut român, care a făcut o figură extraordinară prin competența lui, prin faptul că a fost ales dintr-o largă categorie, dintr-un număr mare de oameni care s-au antrenat pentru postul, pentru locul de a merge în cosmos, ar putea să fie unul dintre posibilii candidați. Sigur că îi se poate reproșa că exact. a zburat cu o navă sovietică. Da. Dar pe vremea aia nu erau decât două nave, ori americane, ori sovietice. Și noi fiind în lagărul sovietic, nu că am vrut noi să fim, am fost ocupați de ruși, am fost ocupați de sovietici, militar. Și au fost aici până în 58-59, și militar și serviciile lor secrete. Deci, până la urmă,
faptul că am mers cu o navă, dacă te duci cu o mașină chineză, înseamnă că ești chinez, dacă te duci cu o mașină nemțească, înseamnă că ești neamț, sau ești simpatizez, sau dacă te duci cu o mașină japoneză, simpatizez. Simpatizez oarecumva, pentru că te gândești că marca aia e mai bună. Dar mai ales atunci când ai decât două mașini și iei una, el nu putea să meargă cu o navă americană. Atunci înseamnă că ori mergea, ori nu mergea. Nu la apăr, dar cunosc de un număr mare de ani, cred că a rămas același om pe care îl știu din tinerețe. Un om de mare valoare, un om cu caracter. Mă opresc aici. Ilie Bolojan este fostul primar de la Oradea, a fost președinte, actual președinte al Consiliului Județean. Nu-l cunosc personal, am auzit despre dânsul numai lucruri bune, am auzit cum au redus funcționarii publici, am auzit toate faptele bune, este cunoscut, nu am ce să comentez mai mult. Aici probabil că la Ilie Bolojan s-ar potrivi mai bine profilul de premier decât de președinte, pentru că e un om de execuție. Eu trebuie să fiu cinstit să vă spun ce propunere am primit. Nu mă pronunț deocamdată asupra niciunuia. Urmează în acord cu dumneavoastră ca pe o parte din ăștia pe care o să considerăm grupul pe care ne vom întruni ca să discutăm, să nu fie o decizie a mea sau a dumneavoastră personală numai, să invităm la televizor, să avem discuții, să vadă și publicul dacă și alte nume, bineînțeles. Eu sper că, ca urmare a acestei discuții, propunerile pe care le vor face telespectatorii vor continua și eu sper să fie 100 de propuneri ca să putem alege într-adevăr pe cel mai bun. Domnule Suian, vă propun să facem o foarte scurtă pauză, după care revenim să comentăm și celelalte propuneri pe care le-ați primit. Câteva momente de pauză și revenim. Am revenit aici în Prima News. Nu uitați de întrebarea acestei ore. Care dintre prezidențiabilii de astăzi are cele mai mari șanse la alegerile din 2024? Ne puteți răspunde pe Facebook-ul Prima News, dar și la numărul de WhatsApp afișat pe ecran. Vă invit iată așadar să vă spuneți părerea. Suntem aici alături de domnul Pavel Suian. Domnule Suian, am rămas, era nominalizarea Ilie Bolojan. Da, următorul este de asemenea unul pe care eu l-am propus deja, dacă țineți minte, cu multe luni în urmă, înainte de a termina cartea. E vorba de profesorul Vlad Ciurea, cu care am și avut după aia o discuție la București. E cel mai mare neurochirurg din România, profesor universitar, un om foarte creștin, foarte credincios în sensul ăsta, moral, care vorbește și îndrumă oamenii și acum vorbește mult la televizor, e foarte cunoscut, incredibil de cunoscut. Când am fost la București, m-am dus să ieși director medical la cel mai mare spital românesc privat din București și urcând cu liftul la el, m-a întrebat doamna unde mergeți, era o pacientă. I-am zis la domnul profesor Ciurea, zice, îl văd mereu la televizor, spuneți-i salutări din partea mea, ce nu mă cunoaște, dar îi mulțumesc pentru ce vorbește. Deci mi-a spus că e prea în vârstă, că nu vrea, că așa, dar uite că cineva l-a propus. Următorul este Valer Blidar. Valer Blidar este un om de afaceri care este proprietar a fabricilor una, două, nu știu mai multe, din Arad, de vagoane, de tramvaie și așa mai departe. Eu nu-l cunosc personal, dar am citit o carte despre tatălui, Vasile Blidaru, Blidar, dar i-au zis Blidaru, unul dintre cei mai mari luptători anticomuniști, care până la urmă, din anii aceia grei ai stalinismului, până la urmă a fost și prins și omorât de către comuniști. Deci vine dintr-o familie clar anticomunistă și s-a dovedit că a avut o educație serioasă din moment ce a reușit să salveze o parte din fabricile din Arad. Vreau să-l cunosc, o să fac rost de telefonul dânsului și poate îl invităm aici la o dezbatere televizată. De asemenea, este un alt om de afaceri, probabil cei din zonă, cunoscându-mă, s-au gândit că probabil o să-mi facă plăcere să aud, mă gândesc eu așa. Și eu
l-aș lua în considerare. E vorba de Ioan Filip, proprietarul unor fabrici de mobilă și de măști, primul care a făcut o fabrică de măști în România când a început pandemia, și de alte haine pentru spitale de unică folosință. El e din Lăpuș, dar are fabrici și în Baia Mare. De asemenea, vine unul celebru, cel puțin în zona asta, dar întreaga România, Andrei Marga, fost ministru, atât la învățământ cât și la externe, mare profesor universitar, fost rector la Universității Babeș-Bolyai, îl cunosc de foarte mulți ani, nu am ce să vorbesc, ar fi extrem de important dacă s-ar decide însuși. Eu am vorbit cu ceva timp în urmă, zice că nu-i suficient să vrea, nici el nu-i hotărât, cochetează, dar încă nu știu cum va fi. După aia este un domn despre care n-am auzit, nu-l știu, Fărcaș Mihai Dan din Reghin, ceva om de afaceri, ce că e membru în PNL, dar că ar fi om serios, cinstit, competent. După aia este unul celebru, pe care nu-l știu de asemenea, dar cred că multă lume îl știe, e vorba de Dragoș Pavel. Deci un fel de Pavel, cam sunt și eu. Dintre frații Pavel. Pavel, care... da, unul dintre frații Pavel din Bacău, care este unul dintre proprietarii acestor lanțuri de magazine, care concurează, da, cu mult succes lanțurile occidentale. Mi-ar face plăcere și o să fac rost de telefon și poate îl invităm și pe dânsul la dezbateri. După aia sunt doi oameni despre care n-am auzit niciodată și despre care se zice că sunt miliardari și locuiesc în America. Unul este Ion Stoica și altul este Matei Zaharia. Stoica se zice că ar fi un profesor universitar la Berkeley, mare universitate din California, din Statele Unite, și că lucrează în domeniul informaticii, și celălalt este, lucrează împreună, au fiecare proprietăți care depășesc un miliard de dolari ca valoare, și că ar fi extrem de importanți să ia în considerare să se sacrifice și să vină să conducă un timp România folosindu-se de experiența, de mintea lor, de relațiile lor, și cum noi avem mare nevoie de dezvoltări economice ca să eliminăm sărăcia, s-au gândit cineva la astfel de oameni care au dovedit că se pricep la afaceri. Poate că ar fi salvare pentru România. După aia este o doamnă, tot despre care n-am auzit niciodată, Anca Vlad din București, se pare că e proprietară sau principala proprietară a lanțului de magazine Catena. Apoi, un alt domn de asemenea despre care n-am auzit și mi s-a propus să-l iau în considerare, este Aurel Perșoiu, specialist în speologie de la Institutul de Speologie din Cluj. Și, în sfârșit, un ultim nume, este vorba de Constantin Toma, primar la Buzău. Tot nu-l cunosc. Da, am auzit însă de dânsul, am auzit și odată cu un an sau doi, sau poate cu mai mulți ani în urmă, la un interviu, nu știam atunci, mi se pare că nici nu era primar pe vremea aia, mi-a rămas însă în memorie prin foarte marea seriozitate și cinste a dialogului pe care l-a purtat, și tot am vrut să fac rost de telefonul dânsului, am vrut și să merg până acolo, dar fiind departe... E președintele executiv al Asociației Municipiilor din România, dar un lucru interesant în cazul lui Constantin Toma, ca și în cazul lui Ilie Bolojan, sunt singurii doi edili care au încercat să unifice localități. Au făcut două referendumuri pentru unificare, de pildă în cazul Oradiei, era vorba de Oradea cu Sân Martin, localitatea care deține băile Felix și care e în imediata vecinătate a municipiului Oradea, și la fel dincolo municipiul Buzău cu altă localitate din proximitate, tocmai pentru a genera, ca să spun așa, un OAT cât mai mare. Sunt, iată, două exemple în România, Bihorul primul, Oradea, și apoi Buzău. Și prin asta, ca să spun așa, sunt elementele prin care s-a remarcat și domnul Toma. Ce mă încântă pe mine, și eu de câte ori găsesc un lucru care este pozitiv și care este încurajator,
aș vrea să-l popularizăm. Este faptul că foarte puțini sunt între politicieni. Păi domnul Toma și domnul Bolojan sunt politicieni. Domnul Toma și domnul Bolojan sunt singurii dintre vechii politicieni. Și domnul Joană, romanul... Și domnul Joană. Domnul Joană, politician mai puțin, a fost diplomat, el nu... A fost președinte de partid, domnul... A fost președinte de partid, dar Suian, n-a rezistat. Și a făcut pe urmă partidul lui, personal. N-a rezistat în partid, a fost dat afară. A fost dat afară de Victor Ponta. Complicată chestia. Mă rog, să zicem 3. Dar din 18... și domnul George Simion. Dar domnul George Simion... Domnul Simion, am și uitat de domnul. Domnul George Simion nu este din vechii politicieni. Domnul George Simion se poate califica... De 3 ani e parte din politică. Vechii politicieni, toți au această povară a lor că au participat la marile decizii dezastroase care s-au luat în acești 34 de ani. Ori acești noi politicieni care până acum n-au fost la putere și că n-au furat și n-au făcut nimic rău, nu-i pot spune în aceeași oală cu cei care ne-au distrus această țară și au furat și s-au îndatorat și 160 de miliarde. Fără să facă nicio investiție. Deci trebuie să facem o distinție netă. Eu nu-l apăr pe domnul Simion, că n-are nevoie de apărarea mea, întrucât el este cinstit. Oamenii cinstiți nu pot să fie puși în aceeași oală cu oamenii necinstiți. Toți sunt prezumați cinstiți. Nu-i prezuma nimeni cinstit din ăștia care ne-au furat 34 de ani. Cum să-i prezum din moment ce ei au tot furat 34 de ani? Până nu există au distrus țara. Au distrus țara. O condamnare în consecință. Au dus-o la dezastru că... de astăzi. Da, vedeți, există și reversul. Că pot spune că, domnule, ei păi au sunt contribuit... Unii, sunt excepții. Nu, da, se poate spune că au contribuit la deciziile majore ale României de integrare în UE și NATO, de pildă. Faptul că au contribuit nu e suficient. Trebuia să facă ceva din șansele astea. Aceste două mari șanse nu le-au folosit. Surprinde că nu le-au primit... folosit. Dar telespectatorii sunt mai deștepți decât noi. Că eu nu mi-aș fi închipuit să propun atâtea nume și uitați, din numele pe care le-au propus, foarte puține sunt din vechii politicieni care totuși au făcut ceva. Ați primit au și, făcut de la, și ceva bun. Și de la PSD, și de la AUR, și de la PNL. Mă surprinde că, de pildă, de la USR, Elena Lasconi era foarte... Nu mai vorbiți despre USR, că USR-ul s-a făcut acum de râs, nu numai de râs. A arătat, de fapt, goliciunea și cine sunt, de fapt. A arătat că ei, de fapt, sunt purtătorii a ceea ce eu am numit, și am adus din nou cartea asta, sexomarxismul în România. Păi opțiunea fiecărui partid, domnul... Păi da, dar ei au adus Sian. Dezastre. Ei au adus dezastre. În această scurtă perioadă de guvernare au arătat cât de incapabil și cât de dăunător sunt avut, pentru... Acum trebuie să fim onești. Au avut, cum îi spune, ministere fără însemnătate mare. Cu excepția Ministerului Justiției și a Ministerului Sănătății, ei n-au prea avut ministere. Ministerul Dezvoltării ăsta care a făcut programul ăsta, care e un dezastru, cel Ministerul mai mare Fondurilor dezastru, Europene. Cel mai prost program pe care l-a făcut o țară membra a Uniunii Europene. Premier. Premierul se numea... Eu, ca fost țăran și ca țăran câțu, în mentalitate și acum, nu pot să nu îl critic pe acest ministru care n-a dovedit nimic că a făcut înainte de a fi ministru, n-a făcut nimic în viața lui. A mai fost ministrul fondurilor europene în cabinetul Dacian Cioloș. Dar n-a făcut nimic nici atunci. Un dezastru. Și înainte de a fi ministru atunci, prima dată, ce a făcut? Nimic. Deci cum poți să pui ministru un om care n-a făcut nimic în viața lui? Nu-și cunoscut la nivel de intelectual public. Cunoscut la ce? Adică la ce? Cunoscut de către fosta ministereasă a justiției. Era prieten cu ea. Asta e singura ei cunoștință. Acum... Păi bun, dar nu putem judeca trebuie să fii și competent, nu numai să ai prieteni, trebuie să fii și competent. Faptul că n-a prevăzut niciun leu în acest program pentru agricultură, pentru producția de hrană, noi importăm 80% din hrana noastră, păi ăla trebuia, cum să spun, respins programul ăla. Toți cei care au fost de acord cu acest program în frunte cu președintele României trebuie să fie condamnați. Politic îi condamnăm, că noi putem altfel. Eu aș vrea să-i condamnăm și penal, dar n-am cum. Dar trebuie să existe probe pentru așa ceva. Există probe, cineva trebuie să le strângă. Trebuie să fie cineva să le strângă. Numai trebuie să le strângă. Am judecat un delict de opinie sau o hotărâre de guvernare. Așa cum mi s-a părut absolut... excesiv, de pildă, să, nu știu, să duci, să urmărești penal, nu știu, un ministru pentru o hotărâre de guvern sau pentru o decizie, mi se pare destul de complicat să tragi la Eminescu spunea că greșelile politice sunt criminale. Greșelile politice sunt mai grave decât o greșeală individuală, sunt pentru că afectează un popor. Dar e o răspundere politică, domnule Ossian. Politică, dar nu putem să o ducem în penal. Dar între răspunderea politică
Și răspunderea penală uneori este ca pe sârmă. Depinde, dacă numai un pic, dacă nu mergi drept, caz în penal. Și dacă e cineva care să strângă probe, s-ar putea să fie mai multe probe pentru... Acum trebuie să recunoașteți că și domnul Mihai Eminescu era destul de partizan, că era unul dintre ideologii conservatori. Păi și eu sunt partizan, și conservator. Evident, era supărat pe liberalii de la vremea respectivă. Și eu sunt sprijinitor a țăranilor, care sunt cei mai oropsiți în țara asta. De când știu eu, până acum, țăranii sunt cei mai oropsiți. Nimeni nu vorbește despre interesul țăranilor. Nici dar aici vedeți, la televizor, uitați, noastră, nu invitați țărani. De ce nu invitați țărani aici? Apropo, au avut foarte mulți fermieri care și-au spus opinia aici. Fermieri, țărani, fermieri. Chiar țărani, uitați, vă dau un fermier bine de aici, de la Bonțida, care a fost de două ori la noi în emisiune și a spus opinia. Dar vreau doar să vă spun un singur lucru. Chiar și Eminescu, care până la urmă întruchipează superlativul limbii române și a culturii române, așa cum analiștii îl reclamă ca fiind ca atare. Chiar și el a greșit în momentul în care vorbea ai noștri tineri la Paris învață, generația pașoptistă, cei care au creat pe urmă Partidul Liberal. Acea generație ai noștri tineri la Paris învață au făcut până la urmă momentul de independență și generația lor pe urmă a făcut și România Mare. Adică a greșit chiar și Eminescu în... Suntem oameni, fiecare dintre noi... În monumentalitatea sa. Fiecare dintre noi, fiind oameni, nu putem fi sfinți, nu putem fi fără greșeli. Nici geniile nu pot fi fără greșeli. Pentru că sunt ființe umane, trăiesc pe pământ înainte de a merge în ceruri. Deocamdată, fiecare ființă umană este supusă greșelii. Deci poate să greșească, însă, când exemplul pe care îl dați noastră, nu cred că e relevant. El aici nu a vorbit împotriva tuturor celor care studiază în străinătate, pentru că el însuși a studiat la Viena și la Berlin. El a vorbit de filfizonii care vin de acolo și care au uitat de nația română și de avea sentimentele. Avea un cui împotriva generației pașoptiste. Era supărat pe ei. Nu, poate că putem fi și noi, pentru că n-au făcut ce trebuia să facă. Au făcut totuși. Aia a fost o generație de elită care a creat și momentul 1877. Probabil că el vrea mai mult, cum vreau și eu mai mult. Faptul că vrem mai mult nu înseamnă că suntem... Și momentul 1859, apropo, că uitați-vă de acel faptul că moment. Dorim mai mult... Nu înseamnă că nu suntem suficient, suntem poate prea doritori, prea optimiști. Dar asta nu e un păcat. Suntem pe final și evident că o să continuăm, așa cum spuneați, această discuție. Dumneavoastră ați lansat în trecut și un nume din partea bisericii. V-ați fi așteptat să vină propuneri și a unor oameni ai bisericii care, iată, să intre într-un astfel de calcul sau analiză? Eu am amintit cel puțin două nume, dacă țin bine minte. Da. Gândindu-mă că au fost cazuri în istorie, de exemplu în Cipru, când Macarios, arhiepiscopul Macarios, a fost ales președinte într-un moment extrem de dificil și m-am gândit că poate și în România, în situații din astea dramatice, ar putea să fie unul dintre înalții prelați ai bisericii ortodoxe, biserică majoritară. Asta a fost gândul meu, care să fie crezut de popor, care să fie urmat, pentru că vor veni vremuri grele, vor veni reforme extrem de dificile, va trebui să strângem cureaua extrem de mult, nimeni nu își imaginează cât de mult va trebui să strângem cureaua. Și atunci asta a fost. Deocamdată n-au venit. Eu aș fi prezentat cu mare drag dacă veneau. Ne mai spune un telespectator că Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, ar putea fi un astfel de candidat. E, cred, și președinte PNL Timiș și președintele Consiliului Județean Timiș. Am mai auzit despre dânsul, chiar m-am gândit să merg să iau un interviu, am mai auzit lucruri bune, nu-l cunosc. Da, lista e deschisă, așteptăm cu mare drag alte propuneri și aș vrea să reamintim, dacă se poate, cu ajutorul nostru, e-mailul la care să fac aceste propuneri. E afișat mai tot timpul pe ecran acel e-mail unde oamenii pot să trimită propuneri pentru, și pentru ediția viitoare. Următoare. Dar vă așteptați la un... Suntem chiar mai puțin de un minut. Vă așteptați la un aflux mare de propuneri care să vină? Dacă vor veni în ritmul ăsta, ar fi foarte bine. Și mai puțin e important să fie de valoare. E foarte adevărat. Domnule Suian, continuăm povestea noastră legată de rezidențiale săptămâna viitoare. O să continuăm și în partea a doua cu o discuție și cu un invitat pe care o să-l aveți aici vis-a-vis de
românii care se întorc acasă și motivele sau mobilul care îi mai poartă pe românii din străinătate să revină în România. O foarte scurtă pauză la fix, revenim cu principalele titluri. Rămâneți cu noi! Am revenit aici în Prima News și vă propun că în această a doua oră de Prima News să discutăm despre mobilul sau motivele care îi mai mână pe românii plecați afară să se întoarcă în țară. De ce după ce ți-ai creat un business, o afacere, după ce ai construit, ca să spun așa, un loc stabil într-o lume ceva mai organizată sau ceva mai ordonată, cel puțin asta e percepția noastră de aici din țară, te-ai mai întoarce în România provocărilor din 2023 și evident a temerilor pentru 2024-2025. Vorbim totuși de o zonă destul de complicată și geopolitic și geografic. Suntem în buza războiului din Ucraina, suntem iată și parte a războiului din Israel, asta și prin prisma faptului că avem mulți conaționali care se află în fâșia Gaza, în vreme ce 10% din Israel, n-am cum să uit lucrul ăsta, sunt cetățeni israelieni de origine română, 10% dintre israelieni. E un lucru absolut important. Șansa sau, hai să spunem, oportunitatea pe care ar putea să o aibă România prin prezența oamenilor care au căpătat know-how, care au căpătat experiențe și care au făcut business-uri importante în afară să vină și să-și relocheze aceste afaceri în țară. Înainte de a vă prezenta invitații acestei ore, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Sunt sau nu bani pentru creșterea pensiilor? Este întrebarea care a declanșat prima criză majoră în coaliție și pentru care liderul PNL Nicolae Ciucă a mers la Palatul Victoria cerând o clarificare a impactului bugetar. Din acest motiv, ședința de guvern a fost întârziată mai bine de 2 ore, dar în cele din urmă, Ministerul Finanțelor a dat aviz favorabil. În aviz, însă, ministrul Marcel Boroș avertizează că dacă proiectul de lege intră în vigoare, deficitul bugetar va crește în 2024 la 5,5% din PIB, iar în 2025 va ajunge la 6,1% din PIB. Trebuie să recunoaștem că e unul dintre cele mai tensionate momente pe care le trăiește coaliția. Am văzut-o și pe ministrul Muncii, pe Simona Bucura Oprescu, care dădea explicații jurnaliștilor pe holurile Parlamentului cu privire la acest aspect. Și sigur că da, e o tensiune sau e, hai să spunem, o relație pe care PNL începe să o joace mai bine din poziția de opoziție din interiorul puterii. Lucru pe care l-a făcut și PSD în trecut, când era Nicolae Ciucă premier. Doar că trebuie să recunoaștem, în ultimele momente, când l-am văzut pe Marcel Ciolacu într-o campanie permanentă, s-a dus ieri să aducă românii din fâșia Gaza, în ciuda acestui aspect, când vine vorba de anumite chestiuni ce țin de politica internă, liberalii încep să joace destul de puternic. Toate plățile actuale de cash vor fi menținute. Economia noastră nu este încă pregătită să funcționeze cu mai puțin numerar, a spus premierul Ciolacu în ședința de guvern de astăzi. Fără bani nu putem avea un sistem de pensii, de sănătate puternic, un sistem de învățământ performant și autostrăzi, așa cum ne dorim, a concluzionat Ciolacu. N-am cum să nu remarc jocul politic dintre cele două. PNL a punctat în această ecuație. O bilă albă, sigur că da, în condițiile în care venea din opoziție AUR, care încerca un referendum pe această temă, iată că PNL le-a furat cumva startup-ul sau fața în această zonă. Oricum e interesant, repet, bătălia care se poartă în interiorul puterii. Probabil că ochii sunt ațintiți spre sondajele electorale și atunci au nevoie să facă astfel de gesturi. Noi probleme în justiție pentru primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Soacra acestuia a fost prins în flagrant în timp ce i-ar fi dat mamei unei judecătoare de la Curtea de Apel Cluj 50.000 de euro în schimbul unei sentințe mai blânde în dosarul edilului. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și socrul primarului a fost reținut în același dosar. Edilul Cătălin Cherecheș a fost trimis în judecată de DNA acum 7 ani într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Licitația pentru construcția centrului de arși gravi de la Târgu Mureș a fost finalizată, anunță Ministerul Sănătății. Investiția se ridică la 322 de milioane de lei și va fi asigurată prin Banca Mondială. Centrul ar urma să fie gata în 2025.
Directorii de școli și inspectorii ar putea fi degrevați complet de norma didactică de anul viitor, potrivit unor surse citate de edupedu.ro. Asta înseamnă că aceștia nu vor mai preda elevilor la clasă pe durata mandatelor. În această categorie ar urma să fie incluși și cei din conducerile caselor corpului didactic, o măsură cât se poate de corectă și de onestă. Să ne amintim când a fost cu toții la școală, de câte ori aveai oră cu directorul, își trimitea un înlocuitor, pentru că realmente munca de administrație de foarte multe ori îți ia mult din timp. Nu mai ai resortul necesar pentru a te pregăti la clasă. Aproape două treimi dintre români se declară îngrijorați foarte mult și destul de mult de efectele pe care războiul Israel-Hamas le-ar putea avea asupra României. Cea mai mare temere este creșterea amenințărilor teroriste. Întrebați care dintre cele două conflicte îngrijorează mai mult, cel dintre Ucraina și Rusia sau cel dintre Israel și Hamas. Aproape 50% au indicat conflictul din Ucraina, relevă un sondaj realizat din Scop la comandanews.ro. Germania își va retrage unitățile de apărare antiaeriană Patriot din Polonia, anunță Ministerul Apărării de la Berlin, împreună cu sistemele Patriot. De la începutul anului, aproximativ 300 de soldați germani au fost de asemenea trimiși la granița Poloniei cu Ucraina, după ce o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din apropierea frontierei. Soldații germani își vor încheia operațiunile vineri, a precizat Berlinul. Ucraina nu este aptă să devină membra a Uniunii Europene decât dacă reușește să facă pace, a declarat Peter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe, ca reacție la pachetul de extindere anunțat de Comisia Europeană. Aderarea Ucrainei ar aduce război în comunitate, ceea ce evident nimeni nu dorește, a mai spus oficialul ungar. Și așa ne dăm seama cât de păcătoasă e această, ca să spun așa, idee de a avea pe alocuri, ca să spun, de a avea unanimități, cred, în contextul Uniunii Europene, de posibilitatea de a avea drept de veto, în special țările mici. Dar în anumite contexte, cât se poate de complicate, poate că votul majorității ar fi fost mai lucid. După negocieri intense, Partidul Socialist Spaniol al lui Pedro Sánchez a ajuns la un acord cu partidul condus de liderul catalan pro-independență, Carles Puigdemont, pentru a sprijini guvernul, transmite AFP. Potrivit sursei citate, în schimbul sprijinului lor, secesioniștii catalani ar fi obținut viitoarea adoptarea unei legi controversate, prin care liderii și militanții lor urmăriți de justiție pentru implicarea în tentativa de secesiune a Cataloniei din 2007 ar fi amnistiați. Poli ar putea reveni în Superliga. Italianul a avut numai puțin de 9 mandate la FC-ul Craiova, dar întoarcerea nu ar fi la formația din bănie. Rămas fără antrenor după plecarea lui Dan Alexa, patronul de la FC Botoșani a dezvăluit că cineva i l-a propus pe Napoli, dar nu se grăbește să ia o decizie. E alertă la națională, cel mai bun jucător al momentului poate rata dubla cu Israel și Elveția. La finalul acestei săptămâni, Edi Ordănescu va anunța lotul final, iar pe această listă cel mai probabil nu se va afla Denis Mann. Pe 18 noiembrie, în direct la Prima TV, naționala întâlnește Israel, iar 3 zile mai târziu are loc partida cu Elveția. Să sperăm că vom avea parte de același noroc chiar pe care l-am avut până în acest moment și România, așa, târâș-grăpiș, ajunge la un turneu final la o distanță de 8 ani de la ultima prezență. Meteo la final. Mâine, în jumătatea de vest a țării, cerul va avea norări, iar spre seară și noaptea va ploua. În zona montană înaltă vor fi precipitații și sub formă de lapuviță și ninsoare. În restul țării, norările vor fi temporare și doar izolat va ploua slab. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 18 grade, iar cele minime între 2 și 14 grade Celsius. Acestea au fost principalele titluri. Da, am revenit aici în Prima News și vreau să vă adresez întrebarea. Ce motive le-ați dat românilor din străinătate să se întoarcă în țară? Ne puteți răspunde pe Facebook-ul Prima News, dar și pe numărul de WhatsApp care este afișat pe ecran. Așadar, ce motive le-ați dat românilor din străinătate să se întoarcă în țară? Continuăm discuția aici în Prima News cu diplomatul și profesorul universitar Pavel Suian, dar și cu domnul Eduard Soponar, antreprenor, om de afaceri, care tocmai ce a revenit din Canada în România. Bună ziua, bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră aici în emisiunea noastră în Prima News. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Domnule Soponar,
Aș vrea să aflu de la dumneavoastră, am discutat cu dumneavoastră și cu domnul Suian înainte de a intra în live. Eu sunt foarte curios. Ce vă mână în luptă, ca să zic așa, după ce a stat în Canada atâția ani și vreo 16 ani, dacă nu mă înșel. 15 ani. De ce ați mai revenit în România în condițiile în care ați creat un business în Canada, într-o lume care, cel puțin pentru români, atât Canada cât și Statele Unite, reprezintă un tărâm al viselor? Da, sincer, soția mea este cetățean canadian și nu a fost niciodată în Europa și a vrut să viziteze România pentru prima dată. Am venit aici în ianuarie și, sincer, după ce am vizitat cam 3 luni diferite locuri, cum ar fi București, Cluj, Baia Mare, Maramureș, a zis că nu mai vrea să-mi plece înapoi. A văzut oportunitățile și a văzut că România este o țară care poate mai mult și o țară care, din păcate, cel puțin în Canada, nu este văzută foarte bine și sunt oportunități de dezvoltare masive aici. Da, v-aș ruga, înainte de a intra în, așa, în poveste, să ne faceți o scurtă descriere. De ce ați plecat din țară? Ce ați făcut în Canada? Și, evident, ce vreți să faceți acum în România? Dar aș pune chiar de la început. De ce ați plecat din țară? Pentru oportunități. Am fost sportiv de performanță, notător de performanță în echipa națională a României timp de 5 ani de zile. Am plecat în anul 2007-2008. În 2012 în Canada am doborât un record canadian, încă îl mai dețin. Din păcate, în 2016 am ratat calificarea pentru Olimpiadă la câteva sutim. Și de atunci am intrat în zona de business, creând propriul meu business în 2017, după aia încă un business, încă un business, încă un business. Dacă îmi spuneți de oportunitate, că ați plecat din România din motive de oportunitate, era greu pentru dumneavoastră aici? Adică vă gândeați că șansele de dezvoltare sunt foarte limitate? Da, și știam că cariera mea de sportiv o să fie limitată, în sensul că nu o să fiu sportiv de performanță toată viața mea și mă gândeam la următorul pas întotdeauna, ce o să fie următoarea oportunitate pentru mine. Și din păcate, în acel an, în 2008, nu, cel puțin eu nu-mi vedeam un viitor aici, da, acasă. Nu știu, a fost loteria vizelor sau cum ați ajuns? Părinții mei au emigrat în Canada în 2005 cu viză de muncă și le-au plăcut și eu și sora mea am plecat 3 ani mai târziu. A fost grea, nu știu, adaptarea? Unde a fost mai greu, în România sau în Canada? Pot să zic că nu e ușor să te adaptezi ca într-o țară străină, mai ales că nu vorbeam engleză destul de bine și a fost foarte, foarte greu, dar ideea e că dacă îți dorești ceva cu adevărat, poți să îți faci. Deci a fost adaptarea mai complicată. Da, a fost adaptarea foarte complicată. Erați privit diferit de canadieni în momentul în care ați ajuns acolo? Da, foarte diferit. În ce sens? Ideea e că nu aveam o imagine foarte bună, dar atunci când le demonstrezi ceea ce poți și rezultatele vorbesc de la sine, atunci își fac o părere mult mai bună. De exemplu, știu că tata a mers acolo și le-a arătat timpii mei care aveam atunci la not, înainte să ajung eu acolo ca să-mi aleg un club de not care-i potrivit pentru mine, și mulți dintre ei n-au crezut că timpii sunt adevărați, adică chiar așa de rapid. Și după aceea, după ce le-am demonstrat că în antrenamente, la concursuri, au început să, oh, wow, să-și facă o impresie mai bună. Dar ideea e că întotdeauna ei o să generalizeze ce au auzit, ce au văzut și o să fie tratat cam cum cred ei, cum aud de la știri, de la diferite... Înainte să merg la domnul Suian, ce știu ei despre România, canadienii? Sunt foarte puțini care știu cu adevărat România. Mulți dintre ei cred că, de exemplu, trăim într-o țară din lumea a treia. Deci mulți dintre ei nu știu unde e România, că suntem în Europa, pe hartă, garantat, nu știu majoritatea dintre ei unde este și că trăim ca și o țară din lumea a treia, din păcate. Adică, în ce sens? De total nedezvoltați? Da, adică fără apă, fără curent, trăim în corturi și așa mai departe. Deci asta e imaginea României în Canada? Majoritatea. În cazul în care cumva recunosc țara. Da, și din păcate, de exemplu, aveam tangență mult și cu români care erau plecați acolo și, de exemplu,
eu sunt român și vorbeam în românește și acasă. Și ziceau, nu vorbim românește, hai să vorbim engleză. Dacă, cine de ziceau, exemplu, părinții? Nu, de, alți români. De exemplu, dacă ne întâlneam la un meeting de business sau ne întâlneam la școală sau așa mai departe, majoritatea nu vreau să vorbească în limba română, ca să nu se știe că sunt din România. Interesant aspectul ăsta și presupun că se întâmplă și în alte comunități de români care au emigrat. Domnule Suian, aș porni de la întrebarea pe care o avem. Ce motive le-ați dat românilor să se întoarcă în țară, așa cum a făcut invitatul nostru de astăzi? Deci, cred că eu aș putea să dau mai multe răspunsuri, însă avem șansa să-l ascultăm pe invitatul nostru de astăzi. Pentru mine este surprinzător să aud că, de fapt, la prima vizită în România făcută cu soția, a fost soția canadiancă, nu dânsul, persoana care a insistat să rămână în România. Deci asta aș vrea să discutăm. De ce nu s-a gândit fără imboldul soției să revină în România? Asta e întrebarea, sinceră. Întrebarea, adică răspunsul la această întrebare ar fi pentru că am realizat în ultimii 8 ani de când fac business că piedica cea mai mare sau obstacolul cel mai mare a românilor este românul. Și o vedeam și, de exemplu, și în Canada. Încercam să lucrez și cu români și așa mai departe, dar, din păcate, mulți care am plecat uităm de unde am plecat și nu mai vrem să ținem de cultura noastră, de moralul pe care l-aveam din România și să promovăm. Adică să fim români până la urma urmei. Și nu credeam că o să mai fie potențial aici, dar m-am înșelat, sincer. Uitați, mi-a spus aici o chestiune foarte interesantă. Eu am avut un și am în continuare un prieten maghiar cu care am fost coleg, eram în clase paralele, a plecat în Chicago și îi urmăresc activitatea foarte intens pentru că ei au o comunitate maghiarii foarte, foarte bine consolidată în Chicago, au evenimente, își păstrează foarte serios identitatea pe care o au acolo. Dar ceea ce îmi spuneți, apropo, se pierde comunitatea românească în momentul în care ajunge într-o țară străină, cum e de pildă și Canada, că e mult mai departe de țară, adică șansa unor, sau cel puțin ciclicitatea întâlnirilor pe care le aveați acolo cu alți români, nu știu, era tot mai slabă, vă fereați tot mai mult să mai fiți parte a ceea ce era acasă? Ideea e că am încercat să lucrez și cu diferite asociații de acolo, de exemplu, din Canada cu Asociația Românilor și așa mai departe, dar din păcate vreau să facă lucrurile în felul lor, numai așa cum vedeau ei viziunea și nu erau deschiși la oportunități sau propuneri noi. De exemplu, vreau să facem evenimente mai multe, pentru că mulți dintre noi plecăm și ne este dor de casă. Vrem să, nu știu, să facem parte din evenimente care au cultură românească, tradițiile noastre, mâncărurile noastre și așa mai departe și vreau să aducem mai mult. De exemplu, am făcut și în 2018 un eveniment cu Alexandra Stan. Am făcut un evenimentul acolo, care a fost un eveniment de caritate. Toți banii au fost donați la o asociație din Canada. A fost împotriva femeilor abuzate sexual sau la locul de muncă sau așa mai departe. Și ideea e că vreau să fiu mai mult implicat, dar ideea e că pot să încerci unele lucruri odată de două ori, dar dacă nu se vrea și nu-i reciproc, nu mai încerci. Da, tocmai pentru că discutăm iată despre ceea ce înseamnă oportunitatea unor români care generează business-uri serioase afară și domnul Suian vă întreba iată că a venit această decizie a dumneavoastră prin imboldul soției de a reveni în țară. Mă gândeam, sunt mulți români care, de pildă ați amintit niște români de peste ocean care și-au consolidat business-uri și pe care alți conaționali îi cheamă în țară să candideze la prezidențiale, în condițiile date. Ați avut rezerve sau rețineri serioase să mai reveniți în țară? Din moment ce, repet, ați făcut un business serios în Canada. V-ați gândit că, nu știu, ratați lucruri importante dacă vă întoarceți în țară? Totuși, până la urmă, cum v-ați creionat traseul sau itinerariul pe care o să-l aveți aici în țară?
Da, ideea că business-ul, am făcut 4 business-uri în Canada, care 3 dintre ele le-am vândut înainte să venim, dar business-ul principal pe care ne focusam noi era de fapt în America, headquarter, office-ul era în America și am făcut office-ul aici. A fost o decizie mai grea, să zic așa, dar părerea mea e că a fost o decizie necesară pentru că văd foarte mult potențial aici, de exemplu, în tehnologiile de inteligență artificială, de IT și oamenii de calitate, oamenii care lucrează în aceste domenii sunt din România și multe companii și din Canada și din America și din Europa de vest vor să angajeze români pentru că calitate și preț. Ne dați o statistică interesantă. Da, de exemplu, sunt și startup mentor pentru Scotiabank, care este a doua cea mai mare bancă din Canada și ei au o inițiativă care se numește The Forum. O inițiativă care lucrăm cu diferite startup-uri, ne focusăm momentan mai mult pe startup-uri care au directorii sunt femei și, de exemplu, 4 din 10 se uită spre Europa de Est să angajeze, dar nu neapărat numai Europa de Est, în special România. Pentru că ca și calitate și preț avem dintre cei mai buni deci 4 oameni. Din 10 angajați. 4 din 10 da, firme. Da. De startup-uri. Firme de startup-uri, dar asta exact. Spune foarte mult. Deci până la urmă, cel puțin nișat, impresia celor care lucrează în anumite domenii despre potențialul din România e unul destul de serios. Da. Și asta v-a făcut și pe dumneavoastră până la urmă să exploatați, ca să zic așa, această oportunitate care se află în România, adică acest know-how și resursa umană calificată care e aici. Da, și părerea mea e că... Și inventivă pe deasupra. Exact, și părerea mea este că avem multe de învățat din unele chestii care s-au făcut în America de Nord, în Europa de Vest, care deja s-au făcut și merg bine. Diferite business-uri, care le putem deja implementa aici, pentru că știm cum au făcut ei și se poate face și aici. Pentru că, din păcate, Europa de Est este puțin în spate Europei de Vest, ceea ce dă un potențial foarte mare de investiții la investitori. De exemplu, anul ăsta, din câte am citit, România a avut cam în jur de 38 de milioane în investiții în startup-uri, ceea ce este un număr, părerea mea, foarte, foarte, foarte mic, comparat cu faptul că avem cei mai mulți oameni de tech, de IT, aici, la noi, care sunt de succes. De exemplu, scuze că te întrerup, în Alberta, în provincia în care stăteam, au avut număr peste 400 de milioane în investiții în primele 6 luni a anului. E numai o provincie din Canada. Ceea ce dacă ei poate, noi de ce nu putem? Dar de cine ține? De autorități, de sistemul public cred sau că, de antreprenori? Cred că cam de ambele părți. Mai mult în noi și îți zic sincer, în tot ceea ce am făcut în Canada, mi s-a zis e imposibil, imposibil, imposibil. De ideea e că imposibilul începe aici. Dacă chiar îți dorești cu adevărat și niciodată nu te dai bătut la ceea ce îți dorești, niciodată să nu te dai bătut, o să se întâmple. Normal, câteodată avem visuri să ajungem într-un loc în 5 ani în business. Dar, din păcate, planul nu o să meargă întotdeauna așa cum îl vrem și o să ajungem acolo în 6 ani. Cum privește statul canadian antreprenorii? Pentru că noi avem imaginea din România, unde de-a lungul timpului, acum n-aș vrea să vorbesc cu păcat, poate că în ultima perioadă s-au mai schimbat lucrurile, dar în trecut era că vine inspectorul fiscal care, sigur că da, totuși trebuie să-ți dea o amendă, ceva să găsească, să bifeze. Sau erai oprit pe stradă, acum eu recunosc, mi s-a întâmplat să fiu oprit de poliția rutieră și să mi se dea avertismente și probabil că meritam amendă. Și am mai vorbit cu prieteni care s-au mai schimbat lucrurile, dar înainte era, păi, ceva, hai că o amendă mică nu strică, paza bună trece primejdearea, spunea inspectorul, fie de la poliție, fie de la, nu știu, agentul fiscal. Cum privește, de pildă, statul canadian, antreprenorul, cel care aduce banul? Ideea e că sunt multe programe, de exemplu, este un program de business, acolo care are și mediul public și mediul privat, adică diferite întâlniri, ceea ce părerea mea este un factor foarte important. Adică să avem întâlniri dintre mediul privat și mediul public, adică dacă avem întrebări, de exemplu, ai menționat fiscal,
probabil că dacă mulți antreprenori este primul business, nu o să știe exact la claritate cum să facă lucrurile. Dacă avem o întrebare, unde putem merge? Știm că acest, să zicem, această asociație între mediul public și privat are răspunsurile la întrebările antreprenorilor. Că vine vorba de capital de risc, că vine vorba de fiscal, că vine vorba de investiții sau cum trebuie să facă o incorporare a unei companii și așa mai departe. Părerea mea că ar fi foarte, foarte important să avem ceva de genul acesta. Domnule Suian, da, vă rog. Noi am avut o discuție înainte de a veni aici, particulară, dar nu v-am pus această întrebare care vreau să vă pun acum. V-am ascultat unele dintre impresiile care le-ați avut în încercările de a vedea în ce localitate ați dori sau credeți că ar fi bine să vă stabiliți. În localitatea de unde v-ați născut, Baia Mare, sau într-o altă localitate din România. Spuneți-mi în momentul de față, sunteți sigur, determinat și hotărât să rămâneți în România sau mai aveți îndoieli? Și dacă mai aveți îndoieli, ce dificultăți ați întâlnit până acum și ce ar trebui de făcut ca mediul din România să fie mai atractiv pentru românii plecați din România sau pentru străinii, oameni de afaceri străini din alte țări ale lumii? Îndoieli pot să zic că nu aș mai avea și ideea e când îmi pun ceva în cap, trebuie să o fac. Oricât de greu ar fi, trebuie să fac. Ideea e că mi-aș dori să fac un centru tehnologic în România, unde exact un fel de antreprenorii care vor să dezvolte ceva. Nu contează în ce stadiu sunt ei, că e o idee nouă, că, de exemplu, un sistem care, părerea mea, că merge foarte bine în Canada, după liceu sau după liceu majoritatea, își au un an liber, în anul în care se gândesc cam ce ar vrea să facă. Un an sabatic. Exact, da. Exact. Părerea mea că ar fi o cheie foarte importantă ca în anul respectiv să fie un centru unde, de exemplu, tinerii pot să vină să studieze diferite lucruri, că ar fi pe o perioadă de 3 luni, le-am face pe 3 luni diferite de business, de psihologie, de artă și așa mai departe. Ar fi o cheie foarte importantă. De ce ar avea nevoie românii? Părerea mea că mai multe oportunități, mai multe colaborări între mediul privat și mediul public ca să stea aici și... Deci o fi de laborator până la urmă, nu știu, oportunităților pe care ar putea să le aibă un tânăr mai departe. Exact, pentru că mulți dintre noi românii plecăm în străinătate. De ce? Pentru oportunități. Și părerea mea e că oportunitatea e ceea ce orice om merită. Normal că nu toată lumea o să privim oportunitatea cu aceiași ochi. Unii dintre noi o să mergem după oportunitatea respectivă, alții o să o ratăm. Domnule Suponar și domnule Suian, facem o foarte scurtă pauză, după care iar aș vrea să revenim la proiectul pe care îl aveți, dat fiind faptul că sunt foarte curios dacă ați apelat, dacă ați accesat autoritățile din România și ce răspuns v-au dat. Și apropo de acela în sabatic, există foarte mulți studenți, chiar avem statistică în România, studenți care în anul întâi își, ca să spun așa, își părăsesc facultățile pentru că se înscriu la altele. Procentul nu e mic, e un procent semnificativ la nivel național și am de pildă colegi care la vârsta asta fac a doua facultate pentru că își descoperă abilități noi pe care ar fi să le dezvolte când în trecut părinții nu îi lăsau să meargă la facultatea pe care vreau ei să o urmeze. O foarte scurtă pauză, revenim. Am revenit aici în Prima News. Nu uitați de întrebarea noastră, ce motive le-ați da românilor din afara granițelor să se întoarcă în țară? Puteți să ne răspundeți pe Facebook-ul Prima News sau la numărul de WhatsApp afișat pe ecran. În continuare cu domnul Pavel Suian aici în platoul Prima News și domnul Eduard Soponar, un om de afaceri, un antreprenor venit din Canada. Vă întreba și domnul Suian, domnule Soponar, apropo de faptul că ați propus acest proiect, acest hub al tehnologiilor, acest laborator în care se regăsească, înțeleg, și mediul privat și mediul public. Care a fost răspunsul sau feedback-ul pe care l-ați primit de la autoritățile unde v-ați dus prima dată? Părerea mea e că nu,
Nu a fost, nu au, deci au vrut să se întâlnească, de exemplu, cei din Baia Mare cu noi la început, cei de la primărie, dar ideea e că conversațiile nu au mers nicăieri. Am avut prima conversație, a doua conversație și s-a oprit totul. M-ați întâlnit chiar cu edilul de acolo? Sau? Cu domnul primar, da. Cu domnul primar. Am încercat să progresăm lucrurile, din păcate nu se pare că se va ajunge la... Acum zilele astea e mai greu de progresat în cazul respectiv, dar da. V-ați limitat doar la primărie? Am încercat și să intrăm cumva la Consiliul Județean, din păcate ei nu prea au timp, ei sunt foarte ocupați. Bun, ce v-au spus? Adică v-ați dus cu un proiect și cei de la Consiliul Județean ce v-au spus? Deci, de exemplu, știu că pe website-ul lor am sunat la un număr de telefon între orele XY, poți să îți faci o programare, să mergi să te întâlnești cu președintele Consiliului Județean. Am sunat, am încercat să facilităm această întâlnire, nu am mai primit niciun telefon niciodată de la ei. Deci, din păcate... Da, ideea e că aș fi vrut, sunt original din Baia Mare, născut acolo și mi-aș fi dorit enorm de mult să văd ceva de genul acesta acolo și mai ales că am întrebat câteva persoane, în jur de 20-30 de persoane, dacă și-ar dori să vadă un centru tehnologic în Baia Mare și toți au zis da. Persoane de pe stradă, persoane de familie apropiată și așa mai departe. Aici aș fi foarte curios. În Canada, cât de greu e să ajungi de pildă la autoritate? În România, ca să ajungi la un director, repet, un director din primărie sau din Consiliul Județean, te mănâncă portarii. Deci nu că ajungi, te mănâncă sfinții, în sensul că te mănâncă birocrații. Nu te lasă de la poartă, instituții. Tu ești contribuabil care plătești taxe și impozite și ei sunt acolo ca să administreze bunul general, adică ei sunt în serviciu public, numai. De la poartă nu mai ai nicio șansă să treci. În Canada cum se întâmplă treaba asta? Cât de ușor e să ajungi la un primar, la un viceprimar, la un director de instituție? Deci tot e online. De exemplu, mergi online. Atât mai mult, iată, e digital. Da, exact. Deci este un formular, îl completezi, îi zici exact de ce ți-a durat această întâlnire. Normal, poți să adaugi prezentare, mai multe detalii despre te. De exemplu, noi ne-am întâlnit cu fosta premiere Alberta, se numește Rachel Notley. Am primit și o scrisoare de la dânsa când am făcut un eveniment împotriva femeilor abuzate, cum am menționat înainte. Cam procesul a durat 5 săptămâni. Dar vorbim despre un premier care e premierul Albertei, nu despre primar. Deci tot este digital. Dacă ai o prezentare, poți să ajungi. Da. Bun, deci lucrurile se întâmplă mai simplu. Și da. Apropo, aici așteptarea care e? V-ați limitat doar la Maramureș sau mergeți în București sau în alte zone pentru a propune proiectul? Ideea e că mi-ar plăcea acest proiect să fie în Transilvania. De exemplu, momentan ne uitam și la Oradea, ceea ce, de exemplu, s-a dezvoltat foarte, foarte bine și foarte rapid. În ultimii ani, când am plecat eu din România în 2008, știam Oradea numai pentru Băile Felix și acum văd că, de exemplu, și în vara aceasta am fost la un festival, Unchain Festival, anului acesta, când au venit mulți din Europa și de la autoritățile locale din România. Și părerea mea că e un punct foarte important pentru România și un exemplu foarte bun de urmat. Dar recunosc că și mie îmi place Oradea și s-a transformat teribil în acești ani. Domnule Suian, da, eu am următoarea întrebare la noastră. Noi în România tot vorbim și se face multă vorbire și destul de deasă și destul de accentuată despre reîntoarcerea românilor din străinătate în România. Și eu le spun că toate statisticile din lume arată că oamenii plecați dintr-o țară săracă într-o țară bogată nu se reîntorc în țara din care au plecat decât în proporție de 10-12, maximum 15%. Care e situația din punct de vedere, din ce știți dumneavoastră, al românilor plecați în Canada, de exemplu? Câți la sută teoretic ar putea veni și dacă există un ferment sau există activități sau există semne care ar fi pozitive și care ne-ar face pe noi să credem că ar putea veni mai mult decât acest procent
care este general valabil în lume. Părerea mea e că dacă le-am oferi oportunități similare sau aproape la fel, România ar veni înapoi acasă. Dar noastră vorbeați mai înainte că mulți dintre ei nu vor să vorbească românește, nu vor să știe că-s români, nu vor... Deci n-au sentimentul de mândrie patriotică, dimpotrivă, au sentimentul de umilință. Atunci de ce să mai vină înapoi în România? Mai ales că au plecat din lipsă de oportunități, au plecat din scârbă față de România, din dezamăgire. De ce ar veni ei înapoi? Că noi n-am făcut mari schimbări, mari progrese ca să vină ei înapoi. Deci de ce ar veni? Că nici dumneavoastră n-ați fi venit dacă nu era soția. Deci noastră a spus cu cuvintele noastre acest lucru. Da, deci de ce ar veni alți români dacă noi n-am făcut schimbări spectaculoase și nu i-am convinge prin realități, nu prin vorbe? Da, ideea e că românii s-au reîntoarce acasă pentru că, vă zic sincer, din multe conversații care le aveam cu mulți dintre ei, chiar dacă le este rușine să vorbească pentru că cum sunt văzuți, nu neapărat pentru că ei sunt români, dar cum sunt văzuți ei de alții, nu neapărat pentru ceea ce sunt ei. Și ideea e când ajungi la multe puncte în viață, realizezi ceea ce este cel mai important, familia și cei dragi, pentru că astea sunt lucrurile care sunt cele mai importante. De exemplu, bunica mea este în România, a trăit aici și mă bucur foarte mult să fiu alături de ea. Și astea sunt unele chestii care sunt sigur că mulți dintre noi ar vrea să le mai aibă. Da, vorbeați iată de oportunități și de condiții apropiate sau similare. Sigur că și noi am vrea condiții similare cu ceea ce se întâmplă în Canada. Adică imaginea românilor despre Canada e una foarte bună. În ciuda faptului că ceea ce cred canadienii despre România e total pe dos. Cam ce ar reprezenta, de pildă, un confort de viață pentru un român care s-a realizat în Canada? Cum ar trebui să arate viața lui în România? O întrebare foarte bună. Depinde în stadiul în care ești, adică depinde ce îți dorești pe viitor, depinde unde vrei să ajungi, dacă ești, în ce vârstă ai și așa mai departe. Deci depinde. Adică, nu știu, vrei să ai, mă gândesc, minimul necesar. Un necesar și un confort care să-ți permită, de pildă, un self-esteem suficient de mare și, sigur că da, vrei să ai parte de, nu știu, de un salariu motivant, de servicii publice, cât se poate de bune, servicii de sănătate, că mă gândesc că serviciile de sănătate în Canada sunt la un nivel ridicat, spre deosebire de cea mai înregistrat în România în ultima perioadă. Cam unde s-ar înscrie lucrurile astea? Știți de ce mă întreb? Sunt foarte mulți, de pildă, cetățeni din Europa Occidentală care încearcă să meargă, de pildă, la pensie în Grecia, în Cipru, în țări cu o climă mai bună, dar care să le permită și un nivel de viață mai bun. Eu m-aș aștepta, de pildă, să vedem cetățeni europeni care vin aici în Transilvania sau în România. Dar știu că se vorbea la un moment dat de zona rurală a Transilvaniei, care ar putea fi o astfel de destinație, cum e Grecia sau Cipru. Le-am luat cele două cazuri că mi erau mai la îndemână, dar sunt și altele. Malta, de pildă, e un alt exemplu. În ideea asta, cam cum ar putea să... sau ce ar trebui să fie aici în mod cu totul particular ca să poată determina genul ăsta de revenire? Și dacă vă gândiți că, de pildă, în momentul în care nu mai sunt în activitate, românii s-ar putea întoarce în sala lor de baștină. Da. De exemplu, eu știu două, trei familii de români care s-au reîntors înapoi, dar ideea e că au salvat destul de bani în Canada, da, și s-au reîntors în România, pentru că ceea ce poți să-ți permiți în Canada este foarte diferit față de ceea ce poți să-ți permiți în România cu, să zicem, nu știu, cu $100,000. Da. Deci diferența e foarte, foarte mare. Da. De exemplu, în apartamentele acolo este undeva la $250,000 și casele încep de la $600,000. Cam astea sunt numerele. Ceea ce în România, părerea mea, în că dacă Cluj-Napoca, avea... să știți că e cam acolo. Și da, ideea e că părerea mea e că... Dar e adevărat, în restul țării e diferență, e distanță. Da, și dacă ai trăit mulți ani în, să zic, în locuri în care sunt foarte aglomerate și așa mai departe,
ai nevoie de liniște câteodată. De exemplu, și noi în business avem nevoie de o săptămână pe an de liniște, că e haos și gălăgie și așa mai departe. Business-ul ați relocat în țară? Adică vă aduceți odată cu, iată, cu prezența dumneavoastră și a soției și business-ul mutați în România? Da, l-am relocat în România, da. Unde? În București. În București. Da. De ce acum chiar sunt curios, de ce ați ales Bucureștiul și nu Maramureșul? Pentru că primele 6 luni de când ne-am reîntors în România, am stat în București și părerea mea e că momentan Bucureștiul e orașul unde se întâmplă lucruri, orașul cu oportunități și da, orașul care oferă mai multe decât alte provincii la ora actuală. Suntem chiar pe final, mă rog. Eu am locuit mulți ani în București, 44 de ani. Mai mult decât în restul, deci mai mult de jumătate din viața mea. Oare nu și pentru că acolo e locul unde se trag sforile în România? Pentru că fără trasul sforilor în România, nu cred că există mari șanse de business. Poate eu sunt, din acest punct de vedere, mai sceptic, da? Dumneavoastră, nu simțiți că aici, în afară de legile comerțului, mai sunt și legile sforăriilor? Cel puțin nu am experimentat acest lucru și ideea că fiind acolo numai de 6 luni este cam greu să-ți faci o impresie bună, să zic așa. Dar ideea că în București e un oraș știut aproape oriunde în lume, ceea ce pentru un business depinde unde vrei să-l duci, e importantă locația pe care o ai. Părerea mea. Suntem chiar pe final și sunt curios să aflu decizia dumneavoastră de român care a revenit în țară. E irevocabilă? Adică sunteți convins că rămâneți aici pentru tot restul vieții, ca să zic așa? Am atins-o și eu întrebarea, dar ai evitat-o. Cea mai grea întrebare din seara aceasta. Sper să fie da. Sper să fie da și vreau să fie da. Contează anumiți factori. Da, contează. Succesul business-ului, contextul pe care îl găsiți aici. Ce contează cel mai mult e faptul că îmi doresc să văd mediul public, mediul privat lucrând împreună și mediul privat să se împingă unul pe celălalt. Chiar dacă suntem în industrie similare, ideea e că trebuie să gândim mai mult decât marketul românesc. De ce să nu facem ceva ce e global și să ne ajutăm cu, nu știu, cu diferite introduceri la oameni care ne-ar putea ajuta în diferite aspecte ale business-ului? Bună, Supuna, rămâne, ca să spun așa, să mai discutăm și sunt foarte curios ce autorități vă vor deschide ușile, din ce regiune, apropo de proiectul pe care îl lansați. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Mulțumesc. Domnule Ian, mulțumesc, ne revedem săptămâna viitoare, joi. Vă mulțumesc că ați fost cu noi, rămâneți cu Prima News, ne vedem de seară de la 20 la Talk News, rămâneți cu Prima News, până data viitoare, numai bine!